Trei piețe de capital, ai indici și acțiuni. Și aici un grafic al bursei germane ne arată o tendință ușor corectivă. E, este acesta un canal de trend sau nu? Și dacă este un canal de trend, ce permite acesta? Permite o retestare a unei linii de trend deja anuale, putem să spunem, din ianuarie 2018, sau permite chiar o străpungere mai importantă. Până una alta e doar o corecție. Și uitați-vă puțin și pe US 500 și pe US 100. Este o corecție și un mic potențial de ajustare există chiar în condițiile în care piețele ar avea și câteva puncte pierdute. Sub 2887, de exemplu, tabloul tehnic s-ar deteriora. În cazul bursei germane, unde aș vedea nivelul de suport? Pe la chiar sub 11.900, pe la un 890. De unde și până unde să vină o deteriorare? Pentru că avem această politică monetară stimulativă, avem destul de puține date mâine în Europa. Cred că stresul, deocamdată, piețele rezistă foarte bine la stresul unei posibile înrăutățiri a relațiilor comerciale între SUA și Europa. Dar acela este un risc considerabil. Piața din China susține optimismul, pentru că ați văzut mai devreme Shanghai Composite rămâne pe o tendință predominantă ascendentă. Avem și date în această săptămână, de acolo provin o anumite surse de risc, dar părerea mea este că datele nu vor arăta foarte rău. PBOC a operat destul de bine. Bursa se ține în continuare foarte, foarte sus după un salt de peste 600 de puncte, avem o corecție marginală. Aștept deschiderea de la 4 și jumătate și sesiunea aceea suprapusă între Europa și SUA, în care vom vedea dacă se strecoară așa niște fiori ai unei posibile noi linii de front de confruntare comercială. 930 de puncte este suport, 900 și ulterior 841. Rezistența ar fi la 12.000, 12.000, 13, 12.050 și apoi linia de trend superioară. E, aici apar anumite deplasări și oricum nu este o linie perfect definită, așa că trebuie să luăm un interval, să zicem, 10-20 de puncte în jurul lui 12.160. Cam pe acolo avem regiunea de rezistență. Părerea mea, știți că am avut unele rezerve și în continuare am unele rezerve, dar trebuie să mă leg de ceea ce am spus acum câteva sesiuni. Dacă rămânem în zona 2887-2895, o perioadă, atunci piețele ar putea să fie atrase, absorbite de idealurilor maxime. Și cred că mai vorbim de poate cel mult una, două sesiuni. Cu alte cuvinte, fără o corecție importantă și dacă avem o corecție, avem suportul acesta la 2850 de puncte, dar dacă rămânem doar pe loc câteva zile, probabil că piețele vor testa maximele istorice. Asta este alegerea pe care o fac în condițiile în care volatilitatea rămâne destul de scăzută. Dar aș mai trage cu ochiul, nu mai des de o dată pe zi, decât în condițiile în care avem un declin important, dar într-o zi normală, nu mai des decât poate la deschiderea bursei americane sau la închidere, să alegem acel moment, dar aș aloca un pic de atenție și acestui VOLIX. Teoretic mai este un spațiu și, bineînțeles, un suport. Este doar o zonă dificil de depășit, nu de nepenetrat. Însă, eu aș spune că aici se mai creează o anumită rezervă și dacă timpul trece, piețele se consolidează, volatilitatea poate să crească ușor, se creează un spațiu pentru încă un parcurs ascendent. Ceea ce ne spune aici, piața e condiții ușor favorizante unei corecții. Deci, VOLIX ne sugerează acest lucru. Însă,
US500, nu. Suntem totuși pe trend ascendent. Iar zic eu că un răspuns bun despre aceste lucruri îl vom putea avea în momentul în care se deschide sesiunea americană și vedem acele comentarii. Până în alta, e doar o sugestie, o analiză care se va derula în timp. Deci piețele pot privi dincolo de acest risc. Vă spun, din punct de vedere tehnic, piața nu arată foarte rău. Volix induce niște elemente de potențial risc. Această nouă dezbatere între SUA și Europa, se începe cu elicoptere și cine știe unde vom ajunge, este iarăși un aspect negativ, dar nu este unul de nedepășit. În cazul bursei germane, pe un grafic weekly, vreau să vă mai arăt acest lucru, este una dintre cele mai bune săptămâni din câteva trimestre. Deci trebuie să merg mult în urmă ca să găsesc ceva asemănător, prin martie, poate. Am mai fost destul de aproape început de an, în ianuarie, dar mi se pare că amplitudinea aici este puțin mai mare. Oricum, doar de câteva ore am avut săptămâni atât de bune. Și avem ședința Băncii Centrale Europene. Teoretic, e mai probabil că aceasta să aibă o abordare stimulativă, pozitivă pieței. Dacă la nivel săptămânal ieșim din canalul de trend în sens ascendent, atunci se poate produce o anumită accelerare și chiar 450 ar fi de avut în vedere. Am o anumită reținere pentru că mi se pare că piața trece dincolo de niște riscuri de ordin fundamental. De asta vorbesc în felul acesta, dar trendul deocamdată este